Salutare prieteni și bine v-am găsit la un clip nou. Astăzi este zi de curățenie la Iepuraș și trebuie să le facem curățenie undeva la două săptămâni, cam așa de fapt curățenie. Folosesc în stratul lor, avem aici talaj, mai nou este stocul pe care este stocul pe care l-am făcut rost ultima dată cu Mihai. Este un talaj foarte bun, talaj de brad, atenție, talaj mare, nu rumeguș, pentru că rumegușul nu e bun, strănută de la el și nu se vadă. Strat de talaj, avem paie, paie uscate, încă de din vara anului trecut. Curățim frumos boxa, curățim hrănitoarea și facem să fie bine, încât să aibă curățenie în boxă. Astăzi o să urmeze episod și de tatuare. Tatuare pui, pentru că puișorii s-au mărit și va trebui să facem tatuarea ca să îi putem băga pe boxă pe fiecare parte. Începem cu blana pentru paie, care ține loc să nu vină paiele pe ușă. Apoi, ușor, ușor, tragem tot ceea ce a tocat el, tot stratul până la blană, pentru a băga altul nou. Bine, eu v-am mai arătat asta, dar știu că sunt și băieți noi sau persoane care vor să știe cum se curăță o boxă. O boxă la Apple. Să nu vină specialiștii cu cei care au tăvi. Fiecare face cum are, cum poate, în funcție de buget. Neapărat că nu mi-aș fi permis, dar sunt boxe care în 2017 primăvara înființate și încă sunt, le pot numi boxe. Deci au ceva timp. Dăm un pic și pe ușă. Curățim și pe afară. Eu folosesc o mătură din aceasta mai tare. Scândura, știți prea bine că are protecție de o tablă și o băgăm cu tabla către ei pentru a nu putea rudea, să nu roade. Asta este ultimul săculeț din ultima serie de talaj. Am zis să-l termin, dar cu siguranță la celelalte boxe o să băgăm din acela de brad. Asta este de stejar, stejar și fag. Paie, vedeți, o mână nu foarte groasă, ei le mai și mănâncă, dar atâta timp cât este decât un singur exemplar pe boxe, e suficient. Avem Junior aici, îl băgăm. Masculat frumos, care astăzi o să primească și număr de tatuaj. Îi băgăm un pic de fân. Așa, o mânuță. Lasem un pic hrănitoare. Creunțe. Nu foarte mult, atenție că încă este în perioada în care poate să facă foc fibioză.
O să filmez, vă duc să vezi cât i-am arătat, cât am băgat. Și asta e pentru o zi întreagă. Lucerna este la discreție, acolo nu sunt probleme. Și cam așa se face curat într-o boxă. În partea a doua o să facem o filmare cum tatuăm iepurașii. Acolo tot așa avem deja numere date de la asociație și o să facem și tatuarea iepurilor, pentru că vedeți, aici sunt doi și deja sunt mari. Trebuie să îi separăm. Odată ce îi separăm, ei vor avea o dezvoltare mai frumoasă, mai bună și oricum, dacă nu acum, va fi mai târziu, dar astăzi a venit rând. Numai bine, vă salut! Salutare încă o dată, continuăm clipul la iepuraș. V-am promis că astăzi o să facem tatuare și place să mă țină cuvânt. Vreau să vă arăt cum fac lucrul acesta, pentru că vă este folositor și poate vă ajută. În primul și în primul rând avem cleșele tatuate deja echipat cu inițialele și cifrele din asociația din care fac parte, și anume RO48. Deja este pregătit, are cifrele băgate și literele. Noi o să facem o probă ca să vedeți cam cum iese. RO48, se poate vedea foarte frumos. Este ud pentru că l-am dezinfectat cu un pic de spirit. Prima dată o să facem toți iepurașii pe partea dreaptă cu RO48, tot efectivul pe care îl avem de tatuat, și după aceea, ușor, după tabelul pe care noi îl avem aici și după certificatele de origine pe care le avem și seriile acestora, o să plecăm frumos la fiecare exemplar în parte. Scoatem primul junior, cel de aici. Acesta nu avem treabă. Aici avem tușul. Tuș de la Ridex cu bilă. Cred că l-am de mai bine de 3 ani. Și mai am încă unul de rezervă. Așadar o să-mi ajungă mult timp. Deci am vorbit RO48 pe urechea dreaptă. Întotdeauna tamponul acesta de cauciuc trebuie să fie în partea de jos. Și o să ținem un pic iepurașul de partea de jos a urechii, da? Undeva aici. El se zbate, că e normal, oricum e năzdrăvan. Taimă. Taimă. Asta e un sălbatic. Tai. Da? Iar băgăm frumos cleștele. Și undeva în partea nu superioară, inferioară, undeva mai aproape de vârful urechii, facem, dar ținând bine baza. Am înțepat. Iar acum o să dăm cu tuș. Dai, bă, dar ce n-am avut eu de când sunt agitați de ăștia ca tine. Dăm bine, 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 ca să imprime frumos. Și gata, el este făcut pe urechea dreaptă, băgăm la loc. Haideți să-i luăm, da, n-au ce-o treabă. Aici la fel, urechea dreaptă. Da? Poate vedea. Stai. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Niciodată
N-am avut așa agitații ca în acest sezon. Cam asta e, prieteni. Deci facem la toți urechea rău 41 pe dreapta și după aceea revenim cu inițialele și cifrele care trebuie să le facem. Aici juniorii de martie. Facem și pe ei. Uiteați mai cumiți, nu știu ce se întâmplă cu ei. Nu mai sunt câți erau. Mai s-au mai împuținat. Tai tu.